Tot în urma revocării inspectorului general Florina Stoian, în luna septembrie anului trecut, Geta Burducea a fost numită șefa educației buzoiene. A stat la inspectoratul școlar doar 21 de zile după ce Stoian a recâștigat postul în instanță, acum după o nouă demitere a Florinei Stoian. Geta Burducea revine la inspectorat de această dată pe postul de inspector școlar general adjunct. Da, tot revenim la inspectorat, probabil că la un moment dat va trebui să ne liniștim cu toții. Sunt aici pentru a asigura continuitatea activității din cadrul inspectoratului. După cum știți, colegele mele s-au adresat instanței și urmează să vedem care va fi decizia acesteia. Și urmează probabil ca zilele următoare să se completeze echipa. Burducea dă de înțeles că ar fi refuzat prima funcție din învățământul buzoian. Nu știu eu să vă răspund la această întrebare. V-am spus că decizia a venit pentru că am zis că trebuie să ajut în această perioadă și cred că ar fi bine să mai dăm șansa și altora să treacă prin aceste situații, să se călească, să se obișnuiască și să vadă ce înseamnă să conduci un inspectorat. Eu sunt de acord să ajut pe oricine vine aici pe această funcție, pentru că este normal să mai formăm și pe alții. Echipa de conducere de la inspectoratul școlar este incompletă. Revocările în bloc de ieri nu au venit cu tot atâtea numiri în funcție, fapt care afectează activitatea la nivel înalt. Pe de o parte, este de înțeles atât timp cât funcțiile nu sunt sigure și se ocupă cu delegație, până când procesele din instanță vor fi finalizate. Nu aștept să se completeze echipa, probabil că ministerul lucrează la aceste numiri. Sunt convinsă că au contactat persoane cărora le-au cerut părerea, le-au cerut CV-urile, trebuie să iau o decizie temeinic. Sunt de asemenea convinsă că, având în vedere situația repetitivă, nu sunt foarte mulți doritori să ocupe acest post, care este și destul de solicitant și în atenția publică, după cum ați văzut, și iată, chiar nesigur. Eu nu mă mai aștept la nimic. Am încredere că factorii decidenți o să țină cont de toate aceste lucruri. Eu vă spun, vreau să asigur activitatea, continuarea activității în inspectorat până când va decide instanța sau ministerul treaba aceasta. Ieri Florina Stoian, Nela Van Zidel și Daniela Palcău au fost revocate din funcții, primind prin fax ordinele semnate de ministrul educației. Toate trei vor ataca deciziile în instanță, unde mai au contestațiile cu privire la acordarea calificativului nesatisfăcător, de altfel motivul pentru care ministerul a hotărât aceste demiteri.